Te-am aflat de la doamna Doina Ghicescu că și călugării iau Viagra. Bravo, bravo, Ghicescu! O minte extraordinară, doamna director Chelmuș, să fii sănătoasă și mulțumim că astăzi ne-ați primenit cu clipele de sărbătoare. Să vă citesc diploma pe care o a acordat-o colega mea tuturor membrilor Centrului Înțelepților, deoarece fiecare trebuie să aibă o amintire de la această zi și cu această ocazie mulțumesc domnului Mihai Costin și domnului Cătrună, cu care am colaborat și care m-a ajutat în făcuirea acestor diplome. Așa. Am zis... Primăria Sectorului 2, Centru de zi Clubul Înțelepților, diplomă cu ocazia aniversării a 10 ani de la înființarea Centrului de zi Clubul Înțelepților din cadrul Primăriei Sectorului 2 București. Vă mulțumim pentru colaborarea și sprijinul acordat desfășurării activității clubului. Mulțumesc tuturor, vă dorim să ne fiți sănătoși și să ne întâlnim sănătoși. Domnul Mihai Costin dorește să spună două cuvinte. Vreau să vă spun că azi o zi importantă, frumoasă. 10 ani de înființare acestui club frumos. Este și o educație. Pentru prima dată vă facem un anunț și sper să fie cu bun augur. Astăzi voi trimite către doi deputați din Parlamentul României un proiect de lege primind înființarea unui obiectiv important pentru Cotoarea Unească, înființarea Muzeului Național Mihai Ionescu. Sper să realizăm acest important muzeu care trebuia făcut de mult pentru cultura românească. De curând s-a înregistrat la OSIM și la judecătorie înființarea Institutului Cultural Mihai Ionescu, pentru că în România există Cervantes, Confucius, ce vreți dumneavoastră, Schiller, Miller, care vreți, numai Ionescu aveam în România. Sper că toți deputați parlamentari să vorbim acest înceapă și până înființarea Muzeului Național Mihai Ionescu. Mulțumesc, doamnei Chelmuși, consădeanca mea, că sunt un oraș, aici ne-am crescut, că sunt aceeași comună, că am copilărit, că am învățat de la zi. Și am avut și aceeași nume după bubunici. Vă mulțumesc tuturor și vă rog să serviți o cupă de șampanie împreună cu domnul primar, să fim sănătoși, să ne întâlnim an de an, iar doamna Gabriela Dancu vă invită să vizionați piesa de teatru Izeanul la Calderon, dacă doriți. Ora 7.